Băi, astăzi e zi de căcat. E duminică, ziua de căcat. Băi, mi-am pierdut lumânarea pe aia, țigaia bisericea, că nu știu. Dar nu sunt pula mea, țigaia bisericea. Deci, fată, acolo cu satelin. Oh. Dau lichidul ăsta direct. Eu, ce stai. Deci gata, am scăpat. A fost golul fimea ieri. Nu m-am dus. Că a venit prin zile sâmbătă, deci era băiarea mă toată regulă. Și am părea mi-o băiat acolo, deci am ieșit cu distrugere, în zonă distrugere. Cu mâna în cur? No. Trebuie să-i duc cu vorba lui taică-miu, un ursă, urs pe urechi, lui tataie. Că zicea de costel, de taică-miu. Că de obicei e o urechi, așa, între socru și ginere. Dar ăsta era înțeles, nu zicea nimic. Dar eu ca copil cum mă ducea la țări, face, bă, minte ăsta. Tata nu știe, dar nu îi zicea, bă. Că dacă mi-aduce și un urs de urechi și să zică, bă, uite un urs. Nu că... Mă, cu... Am o tată, e tata, tata e... Eu mă certam cu ei. Că limbam. Nu, să-mi aducă și un urs de urechi. Nu cred că e urs. Deci cam avea dreptate, cam bancul ăla să rămâns cu ciobanul ăla și cu lupul. Vine lupul, vine lupul, vine lupul. Nu l-a mai crezut nimeni. După aia a venit lupul, la ăla de lup, pula ăia, lasă-mă de lângă pula mea, că stare ceva cu lupul. Astine Blondie. Deci acum dacă m-aș duce la aia, tot așa mă duc mâna în cur. N-am nici mâncare, mâncare, pentru mine. Ce se duc? Ce cadou se duc? N-am ce cadou se duc, așa că mă doar în cur. Aia vor pula mea, când am fost anul trecut la ei, mă duc și eu cu niște brioșe, cu niște bogoșele, cu de-astea, știi? M-a luat mama asta, măsa la putere, trebuie să mă duc cu doi saci, așa. Să fiu stereo Moș Crăciun. Poate atunci ai convenea și trebuia să mă duc cu un card plin de bani. Cum? Un card plin de bani. În primul rând bani. Dacă îi scoteam un card lui pentru Alexandra. Zicea, cât are pe el? Îi ziceam, 100.000 de euro. Aolo, să vezi cum exploda iubirea. O, vină la soacra să te pupe. Cum mă pupa atunci, mi-a și silă. Că în familie nu prea ne pupăm. Dar o lăseam pe soacră să mă pupe. Mamă, ce iubire era, am zis, mamă. Am dat de iubire că mă duceam la ei în vizită. Și mă pupa și socrul, am zis, bă, înțeleg soacra că e femeie, dar și ăsta, pupături. Am zis, mamă, ce prieteni suntem să-mi bag pula. Ea însemne bune anuare la căsătoria mea, dar e atâta iubire. Dar mă pupa și când eram prieteni, înainte de căsătorie. Nu știai că o cer pe gacică de căsătorie. Mamă, de nu mă pupa, că m-am dus în vizită și la ea mai. A zis, bă, pupă, ce? Și mamă ne întâlneam la poartă și ne pupam. De așa, păi, în afară la porții, ca să ne vadă lumea. A, iubire, eram băiat bun. De după aia, ca din o obidă în fluture, m-am metamorfozat un băiat rău. Eram bețiv, curvar și bătăiuși. Și acum sunt și mai bețiv, mai curvar, mai bătăiuși. Atunci aveam vreo 100 de euro salariu. Acum pula mea am un euro la o săptămână. Nu, am 9 euro. Uite, data trecută am avut 3 euro pe săptămână.
mai mișto ca într-o țară africană. Deci acum iar îmi vine săptămâna asta încă 3 euro, a sărăcit, din 300 de lei a făcut 200 de lei, de 20 de lei. Când vă la olo, fata a sărăcit și asta s-a sărăcit. S-a făcut 20 de lei, nu ia să fie sărăcă de asta trecută, dar am întâlnit-o acum la mai mult. Și am mai cerut eu 10 lei, mama, leșina trebuie să facem. Aaaa, crezi că eu am bani? Nu, n-ai bani. Am zis, uite, ai 20 de lei, haladită. Și acum nu mai mă duc nici asta, dar am scăpat și anul. Wow, am supraviețuit. Aveam o tentație, dar bine că m-a luat. Ziceam să mă duc la unii la o întâlnire, la o firmă de asta, ce pula mea o firmă. Nu m-am gândit la ăia, dar ideile mele era să mă duc la firma. Și când să mă uit la calculator, e sâmbătă. Am zis, how are you? Eu așteptam după amiaza, când vine aia de la școală, de aia pe acolo. Și e mișto când calculator liniește să ia fișierii, niște băieți, veseli. Și nu mai am fișierele alea și e bine că n-am să zirom la el. Dar alban nu până niște CD-uri. Aș putea să mă uit pe pagina orică, nu se schimbă pe la deschis. Dar stai acum să caut familia Doster pe pagina orică. Altă treabă n-am. Parcă aveam cartea aia până casă, trebuie să caut și pe aia. Mă uit la ăia, strada Cutărică, familia Cutărică. Numărul de telefon, le dau telefon, iar s-a schimbat telefonul, e bine. Ceva nu s-a zis, dar încă nu e zis. Am încercat să-i dau un telefon, dar telefonul nu mai există, asta e. Și să-i dau la aia telefon, alu, alu, aici domnul Ubire, ziceam, nu? Că n-ai voce de domnul Ubire, ăla era, vă rog, să mă zic bună ziua, că doamna ne zic. Și o să-i zic și eu, vă rog, bună ziua. Sau eu vocea, alu, bună ziua. De fapt, ăștia nu zic, dar acum n-a, zicea bună ziua. Și eu ziceam, bună ziua, vă rog că doamna Redică. La care, doamna Redică. E ocupată doamna Redică, sunt ocupată. Eu zic și telefonul. Alo, ocupata. Mi s-a pus pata, sunt dalmațian, am o pată pe pulă. De ce? Ca aia când îi fotografieze, le pune pată pe pulă sau pe cuștă. Și am scăpat și am. Ieri era să fie apărut, să înceapă un scandal. Uă, vii așa la fată! Păi nu știu cum să vin la fată, că eu de câte ori am venit. Ia uite acum când m-am dus eu ultima oară la fată, a fost anul trecut. La câteva zile după ziua ei. M-am anunțat o săptămână înainte să pregătesc cu oamenii de cafteală. Și erau deja pregătiți de cafteală. Am zis, aaa, s-au pregătit și am băgat-o pe babă înainte. N-are nimic, am pe care pe. Am zis, aolo, începe să ne futem în curs, să ne lingem, să ne aia. Că și așa ne lingeam înainte, în seama, pe apupături. Nu m-a apupat. Cu niște borcane la ochi, pentru că mama e româncă adevărat, dar care borcane la ochi? Dar cu borcanii alea vedea bine, mă. Și era și frumoasă, mamă, de-ai seama. Poate să fie o soacră frumoasă, nu mai vezi frumoasă. Oricum asta e fostă soacră, e mai periculoasă. Și arăta cât de periculos e. Era curtea goală doar soacră și acum intra în casă. Eu am încercat cu la nasa, mă, și pe picioare m-am dus. Așa frumos îmbrăcat. Cât de cât frumos, normal. Nu băusem pula mea de vreo două zile. Am luat și cu ultimii lei niște dalea pentru fată. Nu mă aștepta nici fata, nici aia. Mă aștepta aia. Aia când a văzut că a intrat cineva, că de seama, vede, fetele cu cheia buboșează mari, nu putea să iasă afară din casă, bună ziua, bună ziua, ce faci, fosta mea soție, bine, unde e fata, stai că se pregătește bine acum, bine, aștept, dacă ai ieșit tu din casă, stai, o iau afară. Nu, baba, fii atent că a venit nu știu cine, fac eu bine, hai că plec eu. Cum? Ce-am scăpat, gata, acum suntem a doua zi, nu mai se pune. Atunci n-am venit chiar pe 27, nu se mai pune, a trecut câteva zile. E duminică și acum e baierame, sigur. Și deci, în a treia zi, nu mai vin. Ce pula mea, sunt Moș Crăciun, trei zile cu durează Crăciunul. Și o să fiu un Moș Crăciun de la Bulanciu. Rău și nebun. Nu sunt darnic și bun. Rău și nebun că mă duc.
Ce pula mea să-i duc afară? Ce pula mea să-i duc? Pula mea nu pot, e fina. Lui fosta mea soție să poată să-i duc pula mea? Pot. Dar nu, e căsătorită. Sau ce pula mea e? Are prieten. Lui soacra e fosta soacră, dar ea se dă soacră. Ce pula mea să-i duc? Sau mă pup cu ea? Uite, sunt și nebărgărit, o să fiu. Două, trei zile. Bărgărit. Primenit, în zice la țară. Dar ce pula mea? Se începe... Păi, ce-a făcut-o, mă, gură, tău?